Guvernul a adoptat modificarea hotărârii privind prelungirea stării de alertă, fiind adăugate noi măsuri de limitare a pandemiei. Comitetele județene pentru situații de urgență pot acum să impună obligativitatea măștii de protecție și în zonele aglomerate din aer liber. Purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gură este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare, cum ar fi stații de autobuz, peroane și altele asemenea, falezele, zonele în care se desfășoară sărbători publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare stabilite prin hotărâre a Comitetului Județean sau al Municipiului București pentru situații de urgență. Spațiile și intervalele orare se stabilesc la propunerea Direcției de Sănătate Publică, luând în considerare probabilitatea prezenței concomitente a unui număr de mare de persoane în spațiile și în intervalele orare respective, unde se constată dificultăți în asigurarea distanței fizice de protecție sanitară stabilite în condițiile legii. Pe de altă parte, Comitetul Național pentru Situații de Urgență poate impune limitarea programului de funcționare al unităților de alimentație publică și sălilor cu jocuri de noroc în localitățile sau județele unde se înregistrează un număr mare de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. În privința intervalelor orare, ce înseamnă că se poate limita până la o anumită oră activitatea în amplasamentele, cum am dat exemplele înainte, se ia la propunerea fie a grupului tehnico-științific din cadrul Comitetului Național, fie a Comitetului Județean dintr-un anumit județ sau al Municipiului București și se aprobă ca decizie de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență și devine obligatorie. Oricum, dacă vrem să luăm regulile actuale impuse prin ordinele Ministrului Sănătății în comun și cu alți miniștri, dansul în spațiile respective oricum nu este permis. Deci acest lucru n-a fost prevăzut. Faptul că s-a întâmplat și au fost interacțiuni între persoane și în apropiere și tot, asta a fost o chestiune care a fost interpretată că se poate pentru că nu s-a scris clar acest lucru. Când se vor emite hotărârile Comitetului Național pe teritoriile administrative care vor fi limitări în ele, atunci clar că aceste lucruri vor fi clarificate și mai bine pentru cei care intră în spațiile respective. Astfel de decizii vor fi comunicate populației, iar administratorii spațiilor publice vor avea obligația să afișeze la loc vizibil anunțuri privind regulile care trebuie respectate.